Simsala Grimm, poveștile nemuritoare ale fraților Grimm. De mult, în vremuri îndepărtate, pe vremea miracolelor, exista o vrajă ce deschidea porțile tărâmului magic al poveștilor, unde eroii erau adevărați. Abracadabra. Urmează Simsala Grimm. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Sunteți gata pentru o nouă aventură? Să mergem! Da! Cei șase slujitori. Stai așa, vin îndată. Cu atenție. Ce te-ai face tu fără mine, Croc? Păi, se pare că mai ai și tu momentele tale bune. Tată, te rog, trebuie să merg acolo. Trebuie să o văd. Vezi? Vezi cât de frumoasă e? Într-adevăr, e frumoasă, fiule. Dar nu uita, prințesa are o mamă, pe fioroasa regină din enclavia de sus. 1000 de kilometri aș merge pentru o oră doar cu tine. Viața-mi îți aparține și dragostea și gândul îmi sunt doar la tine. De ce insiști cu toate acestea? Mama ei îi pune pe pretendenții fiicei sale la încercări imposibile. Doar știi asta. Tată, eu nu voi da greș. Dar nimeni nu a reușit. Toți pretendenții au fost decapitați. Prefer să mor erou decât să nu am alături toată viața. Cu sau fără binecuvântarea ta, îi voi cere mâna. Așa! Cărzi, încuiați-l în atacul lui până nu face cine știe ce năstrușnicie. Dăm drumul. Îți poruncesc. Hai să vedem dacă găsim camera lui. Dar ajutor! Ce? Omul e îndrăgostit! Are nevoie de ajutor! Nu se poate să-mi faci una ca asta, tată! Dar ce? Cine ești tu? Eu sunt Yo-Yo, cel mai mare aventurier din lume din totdeauna! Bună dimineața! Dați-mi voie să mă prezint. Croc, doctor Croc, filozof, cărturar și mare virtuos. Etc., etc. Deci, am văzut ce s-a întâmplat în camera tronului. Ești tare îndrăgostit de prințesa aceea, nu? Oh, da! Frumusețea ei, frumusețea ei nu poate fi descrisă, vedeți? Wow! E foarte frumoasă! Dar, intangibilă. Cine spune asta? Dragostea, prieteni, poate cuceri totul. Aveți grijă de voi! Hei, stai! Unde vrei să pleci? Să cer mâna prințesei mele. Cu bine, prieteni! Haide, Croc, are nevoie de ajutor. Să mergem! Yo-Yo, știi, mama prințesei taie multe capete. Nu noi vrem să ne căsătorim cu prințesa. Deci nu e vorba de capetele noastre, nu? Păi, Haide, să mergem! Hei, așteaptă-ne! Venim cu tine! Ce este cu voi? Spuneți, ce anume vreți? Păi, ai auzit vreodată de un prinț fără slujitori, gărzi și... Bine, deci vă referiți la un... La, cum să-i spun, un alai. Da, acesta e cuvântul, alai. Haideți, așadar,
către castelul iubitei mele. Oalai cu tot! Nu e așa că lumea e diferită când ești îndrăgostit. Totul înflorește și e frumos. Și miroase atât de plăcut. Plăcut? Oh, mie mi se pare mai degrabă că miroase a ciorapi vechi. Altăță, m-am tot gândit. Dacă regina e atât de rea, poate ar trebui să luăm cu noi mai mulți oameni puternici. Gărzi, ce părere ai, altăță? Hei, ai auzit? Hai, trezește-te! Hei, așteptați-ne! Venim cu voi! Avem calități nesăbuite. Pot să mintim picioarele de 300 de ori mai mult decât acum. Iar eu când inspir mă fac de 300 de ori mai mare decât sunt acum. Hei, e mai bine decât să nu aibă calități deloc. Sunteți angajați? Ești de acord, alteță? De acord? Mulțumesc din suflet! Nu veți regreta! Nu, domnule, deloc! Suntem siguri! Hei, ia priviți la omul acela! Hei! Nu puteți merge mai încet? Era să-mi spargeți timpanul. Ce faceți voi acolo? El ascultă cum crește iarba, iar eu privesc un ritual nupțial al greierilor chiar pe muntele acela. Ce ziceți de ăștia doi? Ne pot fi de folos, nu? Dacă sunt viteji, vin cu noi. Prieteni, ce-ați zice să fiți în slujba unui prinț? Și să știți că veți fi răsplătiți cum se cuvine. Mie-mi convine, dar cu o condiție, să vină și fratele meu. El e. Sigur, de ce nu? Alteță, alaiul vostru crește de la o clipă la alta. Excelent. Vom înnopta aici. Și mâine? Da, mâine voi mărturisi dragostea mea pentru prințesă. Deci care e povestea? Oare de ce e legat la ochi? Hei, sfarmă piatră! Vor să știe de ce ești legat la ochi! Ce e cu prințul? E bolnav cumva? Bolnav? Oh, da, e foarte bolnav. Bolnav de iubire. Hei, Yo-Yo, unde sunt ceilalți? Se pare că au plecat fără noi. Prințul e încă aici? Și 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hei, ce este? Hei, ce tot faci? Dă-ne imediat apa înapoi. Wow, se pare că nu au glumit. Hei, prieten, s-a trezit stăpânul. Iată-l că vine! Oh, pregătiți-vă de plecare! Să știi că avem o ceată pe cinste, Yo-Yo. Da, abia aștept să-i văd în acțiune. Hei, prieteni, iată locuința iubitei mele. Ce părere aveți? Înfricoșător e cuvântul care îmi trece prin minte. Vă rog să mă ajutați! Mi-e tare frig aici! Nu mai suport!
Aha, mi se pare că ai o problemă, amice. Flămânzilă, vino puțin, te rog. Poți să-l duci pe omul acesta? Zice că moare de frig pe aici. Sigur că pot. Îi găsim noi întrebuințare cumva. Înainte, prieteni, să declar dragostea mea iubitei mele, urmați-mă! Stați! Tocmai s-a ivit o problemă. Suntem o gașcă ciudată. Dacă se va speria prințesa de ei... Bine spus! Tu, eu și prințul vom merge la castel. Ne vom întâlni cu voi mai târziu, sub stejarul acela. Prințul din țara de jos. Nu! Scuzați-mă, majestate! Cărui fapt datorez onoarea acestei vizite, dragă tinere? Majestate, am străbătut cale lungă să cer mâna fiicei voastre. Știi că înainte să ți se acorde mâna ei, trebuie să dovedești că ești demn de ea îndeplinind o sarcină. Da, am auzit, majestate. Ei bine, vei mânca 100 de tauri și vei bea 100 de butoaie cu vin într-o seară. Dacă rămâne un fir de păr din tauri sau un strop de vin, vei fi executat. Este clar? Dar nu e corect, mamă. Ultimul prinț a trebuit să mănânce doar 3 tauri și să bea doar 3 butoaie de vin. Vremurile se schimbă, domniță. Majestate, un ospăț nu e plăcut de unul singur. Aș dori să invit, dacă se poate, un prieten. Bine? Foarte bine! Dar ca să nu se spună că nu sunt o gazdă bună, vă voi da 300 de tauri și 300 de butoaie cu vin. Și prietenul tău îți poate ține companie și la decapitare. Prințesă! Ce? Așa! Unde sunt taurii aia gustoși despre care se tot vorbește? Este cea mai nobilă cauză, mâna celei mai frumoase dintre fecioare. Câtă înțelepciune pe tine, dragul meu, să insiști în testamentul tău ca fiica noastră să-mi ia coroana în ziua nunții sale. E mare păcat! Că fiecare pretendent ajunge să sfârșească prematur, taman în ziua dinaintea nunții. Mai repede, flămânzilă, nu mai avem timp! Până la ultimul strop! Majestate, cred că pivnițele voastre trebuie reumplute! E adevărat, majestate! Nu, nu se poate! Ba da, a reușit! Înțeleg! Ei bine! Deoarece îmi vei fi ginere, trebuie să știu mai multe despre tine, în afara faptului că mănânci și bei în cantități mari. Chiar așa? Trebuie să fie viteaz, de exemplu, și inteligent, și apt de multe. Vă asigur că am toate aceste calități. Serios? Mă bucur nespus, pentru că trebuie să le ai pentru a doua provocare. A doua provocare? Ai 2 zile să-mi aduci inelul pe care l-am pierdut în Marea Roșie. Venu, unde stau picioarele, zvasta și capul? Nu, mamă! Doamnă, e ca și făcut. De ce încă o provocare? Nu ai mai făcut așa ceva? Eu decid ce provocări primesc pretendenții tăi. Ai înțeles? Aici! Cine? Cine sunteți voi?
Suntem umili slujitori ai prințului. Ne străduim să-l ajutăm cum putem. Oh, slavă Domnului că-l ajută cineva! Spune-ți că inelul pierdut de mama mea e de fapt un cercel. Vai, câtă răutate! Îi arăt eu ei! Fioiu, lasă, îi vei arăta tu ei când vom aduce inelul și-și va înghiți cuvintele. Marea Roșie, numai să ajungi acolo durează 2 luni. Găsim noi ceva. Lungilă, trebuie să ajungem la Marea Roșie și înapoi în 2 zile. Marea Roșie? Unde se află? Într-acolo. Cât de departe e? 1000 de kilometri sau 2. Și ce mai așteptăm? Foarte bine! Toată lumea să se țină de cureaua mea! Gata! Să mergem! Poate-ți înainte! Singur! Dreptul! Ei, cred că ăsta este locul. Să găsiți un inel în mare. Mare? Fiți atenți aici! Așa, acum e rândul meu. Oh, deci spune-ți-ne, cum arată inelul acesta? Știu eu cum arată! Singurul inel pe care îl văd e de fapt un cercel. Asta e! Acela e! Da! Poftim! Ura! Ura! Excelență! Inelul, majestate. Ei bine, se pare că a fost destul de ușor, nu-i așa? Dar oare vei fi blând cu fica mea și vei avea grijă de ea? Până la capătul zilelor mele, majestate. Atunci poți să-i dai niște asigurări mamei sale pentru o singură noapte? Desigur, orice, doar să spuneți. Dacă fica mea va rămâne în siguranță în brațele tale până la miezul nopții, voi fi foarte mulțumită. Doamnă, nimic nu mi-ar face o mai mare plăcere. Aha, care-i șmecheria? Iată, scumpa mea fică, o las în grija ta. Ei bine, aceștia sunt slujitorii mei și acum trebuie să te iau în brațe. Haide, nu fi timid! Toate bune și frumoase, dar eu tot cred că ar trebui să baricadăm ușa și să stăm cu ochii în patru. Are dreptate! Nu trebuie să avem încredere în mama mea. Așa! E totul în regulă. E cât se poate de sigur aici, alteță. Și acum să vedem de ce sunt în stare. Așadar am găsit. Capul obosește. Ca plumbul e de greu și gândurile toate se risipesc mereu. Lăsați-vă în jos, odihniți-vă și dormiți. Croc, privește! Repede, acoperiți-vă urechile cu toții. Un somn foarte adânc. Ridică-te, fica mea, și du-te acolo unde te trimit. Un loc îndepărtat, un cerc de foc și pereți de piatră te vor ține departe de una singură.
ura. Stai, te rog. Croc, trezește-te! A dispărut prințesa! Hei, prieten, deșteptarea! Cum? A dispărut? Cum adică? Nu! Stai puțin. Mai sunt doar 15 minute până la miezul nopții. Liniște, liniște! Poate aud unde este. Aud! Ce? Plânsete! E într-o peșteră! Peșteră? La 300 de ore de aici! La 300 de ore de aici? Ce mai așteptăm? Să mergem! Ne apropiem! Puțin mai la dreapta, lungilă! Așa! Bun! Asta trebuie să fie! N-am mai încercat până acum cu o stâncă, dar mă voi strădui. Știu că poți! Adăpostiți-vă! Nici o grijă, te scoatem noi de acolo. Gerilă, poți face ceva? Credeam că nu mă mai întrebi. Vino, draga mea. Iată. Mulțumesc. Îți mulțumesc. Mai sunt doar 4 minute până la miezul nopții. Haideți. 10, 9, 8, 7, 6. Vai, vai, ce păcat. Tot dorm buștean. Dragă domniță, cea mai frumoasă dintre toate, vrei să fii soția mea? Mereu plâng la nunți. S-a întors! S-au întors! O, fiul meu! Tare mă bucur să te văd! Și încă mai ai capul pe umeri, bag de seamă! Totul se datorează bunilor mei prieteni și alaiului meu. Bun venit! Bun venit tuturor! Iar ea, tată, este... De parcă n-aș fi putut ghici! E cea mai frumoasă fecioară de sub soare și viitoarea mea noră! Bine ai venit acasă, draga mea! Haide, Ioiu, e timpul să plecăm! Croc, nu putem rămâne la nuntă! Întinde-te jos, odihnește-te și dormi! Mai termină, da? Bine, ai câștigat, îi lăsăm în pace! Gata? Gata! Simsa, simsala, simsala Dream! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Au dublat în limba română actorii Richard Balint, Andrean Locovei, Sebastian Lupu, Georgiana Dinescu, Doru Presecan, Ion Ruscuț, Anca Sigmirean, Florin Stan, Iona Brudan, Doru Fârte, Rin Tripa, Șerban Borda, Emil Sauciuc, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio, Oradea.